Simão pentru Luis Muntanu. Taxidis îi retrimite lui Muntanu. Foarte bună continuarea grecului. Centrarea lui Luis Muntanu. Gol! Virgilio Postolaki dintr-o deviere a lui Canagia. Centrarea lui Luis Muntanu nu anunța mare lucru, era pe traiectoria mingii Canagia. Și iată tocmai ce spuneam, Postolaki, autorul unui duble cu Șepși, cel care reușește, iată, să deschide scorul și aici la Buzău. Muntanu a vrut să scoată undeva la 11-12 metri, nici măcar nu cred că lui Postolaki a vrut să trimită. Totul pleacă însă de la acel spațiu pe care îl găsește foarte bine Luis Muntanu și Taxidis îl simt acolo. Este primul gol primit de Buzău acasă de când a venit Eugen Nagoe. Un meci care cel puțin în prima repriză a fost foarte complicat pentru CFR. Buzăul însă n-a mai început cu același aplomb, același entuziasm ca în prima repriză. Tavares. Canagia.